Tinerii din orașul Zimnice au ținut să păstreze și anul acesta tradiția și s-au aruncat în apele reci ale Dunării pentru a prinde crucea de bobotează aruncată de preoți. Pentru curajul lor, tinerii au fost răsplătiți cu premii în bani. Mulți dintre tinerii care s-au aruncat pentru a prinde crucea nu sunt la prima experiență de acest fel. Oamenii se pregătesc în fiecare an în speranța că vor reuși să înnoate cel mai repede și să ajungă primii la crucea aruncată în Dunăre de preot. Anul acesta, norocosul care a ajuns primul la cruce este Ionuț Drăgușanu, de 24 de ani, care a dorit în felul acesta să păstreze tradiția. Oamenii cred că apa rece a Dunării îi ajută să devină mai sănătoși. Ionuț, a câta participare e? A doua oară. Anul trecut și anul ăsta. Anul trecut cum a fost? Printre binișori. Și ce s-a schimbat anul ăsta de a reuși să câștigi? La Dumnezeu. Și am zis că anul ăsta o iau. Cum te-ai? Un cadou pentru mine, pentru că mâinii Sfântul Ion și un cadou pentru mine. Cum te-ai pregătit de anul trecut până acum ca să reușești să ajungi la cruce? Nu m-am pregătit chiar deloc. Doar m-am rugat la Dumnezeu și atât. Ce înseamnă faptul că te-ai aruncat după cruce și ai mai și prins-o anul ăsta? O binecuvântare de la Dumnezeu, o bucurie pentru mine, familia mea. De ce vrei? De ce ai vrut și de ce vrei să faci treaba asta? Ultimul an nu o să mai sar. Am zis ca să o prind o singură dată și atât. M-am aruncat că la Moldova. Aha. Și am mai prins-o acolo. A, deci ești veteran, ai experiență, practic. Da. Ce înseamnă asta? Știu că sunt, nu știu, niște legende legate de treaba asta. Tradiții peste tot, oriunde din țară, sunt tradiții cu cai, cu mai multe tradiții. Tu ești un tânăr, așa cum spunea și domnul primar. Este important ca voi, generațiile astea tinere... Tradiția mai departe, da. Să ducem tradiția mai departe, așa este frumos și încurajez și pe alți tineri la anul să facă ceea ce am făcut și noi. Pe lângă sumele de bani primite, participanții de anul acesta spun că au câștigat și o doză în plus de sănătate și noroc.